Destinația este hașurată. Chiar mergem. Unde? Pe 2 iunie ne vedem. Adică până atunci nu pe zici? Forward, mă pup. Ăla de sus? Da. Ce ai un cățel așa că este că e numai tafion. Nu știu țara, nu știu, nici n-am auzit în viața mea de ceva. Astăzi o să facem o surpriză Ioanei, o să meargă pentru prima dată cu avionul în țara ei preferată, Italia. Și pentru cei care nu știu cine este Ioana, este fata care mă ajută mereu să filmez vlogurile. Majoritatea vlogurilor și videoclipurilor pe care le vedeți pe TikTok sau Instagram sunt filmate de ea. Iar pentru că ziua ei de 20 de ani mai are foarte puțin și urmează, am zis să-i fac o surpriză acest cadou. Hai să vă arăt reacția ei când a aflat că merge pentru prima dată cu avionul, dar nu știe locația. Știi că de fiecare dată tu m-ai ajutat cu filmatul... Ce? Da! Ne-am luat așa direct cu camera în față, nu? Da! Uite-te peste asta. Doar că e un bilet de avion și de ce e doar numele meu, mă duc la Palamuc singur. Wizz Air, toate datele pe aici, destinația este hașurată. Ia să văd pe partea asta ce... Unde te grăbești? Chiar mergem. Unde? Pe 2 iunie ne vedem. Fast forward, mă pup. Eu ți-am luat bilet de avion dus întors și o cazare în locația asta unde mergem. Asta ai făcut pentru mine de 20 de ani? Mă, dacă nu vrei, acum gata. Da, mie nu vine să cred, nu vine. Ne vedem pe 2 iunie cel mai bine. M-am gândit să-i facem și un prank cu ocazia acestei surprize. Mai exact așa arată biletul și m-am gândit să-l modific din Veneția în Belgrad. Pentru că mă aștept deja să se gândească că o să meargă în Italia, așa că hai să stricăm surpriza cu Belgrad. Bună dimineața. Bună dimineața. Ia uite ce energie avem pe noi. Suntem fix în fața aeroportului. Am parcat. Ioana, trebuie să-ți zic, pentru ca să fii pregătită, să fie tot în regulă. Aici e biletul corect. Hai, uite-te. Atena. Ok, deci minți foarte mult. Wow. Nu mă așteptam. Iar m-a luat, deci m-a luat purta, am transpirat, nu mai pot. În creierul meu nici pe departe nu era asta. De data asta tu zbori. Nu ca faci gura voastră. Uite de ce aici, vezi? Nu știu, mi se face rău. Fără absolut nicio problemă am trecut, părere? Foarte bine, bine, m-a deranjat că trebuie să-mi scot toate inelele, toate brățările. Asta de la buletine, eu comentam așa. E, mai spate, mai spate la linia, că o, femeie, că... Lasă că a fost de treabă. E, voia să te îndruge pe tine, nebună. Da. Aici încercam să o pocălesc că mergem la Roma. Roma, ce? Ce? Roma, sang. Nu mă duci oricum, nu ai. Păi, ai spus în Grecia, în Atena, nu? Caută destinație. De ce nu apare? Poate am, nu, stai mă, că poate n-am văzut bine. E Antalya, Amsterdam. Deci eu ți-am zis ție, când o să ajungem la aeroport, că tu nu o să recunoști destinația. Nu ți se pare ciudat că ai recunoscut destinația? Care e zborul care se potrivește cu ora noastră? Ăla de sus? Da. Ce ai un cățel așa că este că e numai tafion. Treviso. Stai să mă încalț. Te sun eu. Nu știu țara, nu știu, nici n-am auzit în viața mea de ceva. Am mai asta este destinația noastră. Eu care am crezut că e firma de avion. Și ia, stai să văd dacă are sens. Mergem cu Wizz Air. Da, e și Wizz Air acolo, ok. Deci dai așa șotei tu cu aia de la buletine care s-a luat de mine să mă dau mai spate pentru că te-am auzit pe tine când ai zis te rog, te rog, că ea nu știe destinația. Ea m-a întrebat unde mergem, asta e problema și i-am zis cumva să întreb pe fata din spate că e cu mine, surpriză. Destinația pe bune, fără niciun prank, acum e asta de aici, uite. Veneția. Și de ce m-a pus denumirea asta de căcat? Pentru că acolo aterizăm, are două aeroporturi, unul principal, unul secundar și secundarul se numește Treviso. Eu îmi doream atât de mult Italia, deci n-aveți de... Pentru mine, pe lângă că e un cadou extrem de mare pe care mi-a făcut Andrei și mulțumesc pe care asta, e cel mai frumos cadou pe care l-am primit până la 20 de ani. Am dat o piatră de pe inimă, n-aveți idee ce stres aveam pentru că eu tot încercam să-i ascund destinația. Revenim din avion să-i vedem reacția la decolare. Tu n-ai decolat niciodată. Mi-e frică. Cum e avionul? E frumos, e roz și mov, adică mie îmi place. Da, când o să urc în el și decolează, cât o mai place. Am un gol în stomac, nu știu. Ce să zic, că mă cac pe mine de frică.
de Italia, a? Da, nu mai pot de fericire. Deci primul zbor a fost bun, nu? Da, chiar mi-a plăcut, adică... Bă, și la aterizare nimic, frate, n-am simțit absolut nimic. Ne-am lăsat bagajele și acum suntem fix în fața gării, pentru că urmează să luăm trenul până în Veneția, unde sunt insulele și toate astea. Ne acum suntem în Menstre. Două bilete la Gara de Nord. Mamă, și aer condiționat și toate condițiile. Cred că aici și ne-a costat 1,50€. O, ce frumos arată CFR1. O, uite, cu prize pe aici, frumos. Le Veneția principală. Mă, deci e visul meu de venire în Italia. Da, astăzi e ziua națională a Italiei. Au ieșit italienii să-și facă poze prin Veneția. E ora 2 și abia acum am ajuns în inima Veneției, la catedrală. Ia uite aici cum e. Wow! Băi, nu mai știu ca să fie așa. Piața San Marco. Wow, cât e frumos! De aici cred că sar în aer prețurile, ia să vedem. Ei, na, și, da, și dacă sar, îți iau eu de bomă. Nu e tu? Îți iau eu, da, aici la piața asta frumoasă. Avem priveliște frumos. Muzică frumos. Hai că... Italia. 20 de euro în pahar de ceva. Irish coffee 21 de euro. Adică 1.000.000? Da. Hai că-i sun eu dacă e. Am profitat și noi de faptul că suntem studenți și am primit reducere și am intrat cu 15 euro de persoană la 4 muzee. Hai să vedem ce e de muzeele astea. Cea mai mare pictură. The Paradise. The Paradise. Sperăm că nu o facem poftă. Aici avem o lasagne, niște paste bolognese, Campari și Cubo. Da. Da. Pozi întreagă în toate ieșine la cazare. Thank you. Ce cald e. Avem mai funcțion. E că nu se clopem de pătru. Ok. Cum ți se pare? Mamă, deci fața asta e foarte frumos. Am vrut să văd și în baie. Păi dă-și tu în ea. Ce naiba? What the fuck? No! Ia uite, mă, că se deschide asta. A venit românii în Veneția. Ia, ia. Na, situație, mă. Măi, deci este pentru prima dată când eu am o chestie să fie curat și e foarte curat. The next day. Bună dimineața, este deja a doua zi, iar acum o să facem o plimbare cu gondola. Este cea mai autentică experiență pe care poți să o faci aici în Veneția și sperăm să fie bine. Suntem fix lângă podul acesta foarte popular și de pe CSGO, Rialto Bridge, cel mai important pod din Veneția. Say hello! Ciao! Deci nu bate nici soarele foarte rău, nu e nici foarte cald. Ăștia discută aici între ei. Da, zic că arată frumos gondola noastră, nu? Da, e frumoasă, adică printre cele mai mișto. For how many times you make this job? 20 years. 20 years? Oh my god. Băi, la început omul meu să-mi iau 100 de euro doar să mă plime pe Marele Canal. Dar am negociat eu cu el, bă, boss, 80 de euro și mă prind și pe mine prin canalele astea mai micuțe. Că, na, așa e experiența, să vezi și canalele micuțe și canalul mare și pe sub Rialto. Păi, că... Mi-a făcut de toți banii. Că tot mai ziceam de apă, că-mi place. Da, uite, ți-a dat cu apă. Acum am venit la un show demonstrativ unde modelează sticla și să vedem cât de interesant e. Mamă, ce tare. Wow, a fost cel mai tare lucru posibil. Deci eu nu am crezut că dintr-o plavă, o chestie la căldură, este așa ceva. Deci incredibil. Da, frumoasă experiență, merită dacă veniți spre Murano. Și ca să nu mai zic că a fost 5 euro, da, de student. Da, a fost 5 euro pentru student. Mamă, vine să miroși. Mamă, ce frumos miros. Mai deci. Mamă, ce frumos miros. Flori multe. Deci ce drăguț. Mov, portocaliu, albastru. Da. Bă, deci eu nu-mi imagineam că o să ajungem să vedem marea. Noi până acum am fost practic în Veneția într-o lagună, laguna Veneției. Și acum am ajuns la mare. Cum e apa? Foarte caldă. Nu știu cât de mici sunt valurile.
Ca orice vacanță, avem și un final. Ne-am simțit minunat în Veneția, este o locație unică de vizitat. Urmează vloguri și mai interesante prin Europa vara asta cu Tesla, așa că apasă pe butonul de subscribe dacă ești nou și... Sper că v-ați simțit bine alături de noi, sper că te-ai simțit bine cu surpriza. Foarte bine, mulțumesc! Și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!